o să ziceți, cum dracu slăbește-mă ăsta, frate, mâncând ciocolată. Salut! Sunt Otto de la MiereTVO și astăzi s-a terminat săptămâna 26 din Otto Slăbește, sezonul 4. Urși mei, bine ați venit la singura transformare live, singura transformare documentată și singura transformare în care folosesc numai suplimente apicole, adică singura dietă apicolă. Am reușit să slăbesc și săptămâna aceasta peste 1 kg și am ajuns la peste 47 de kg slăbite. Este ceva extraordinar, nici măcar nu am fost la sală săptămâna aceasta, este deja a doua săptămână sau a treia săptămână când nu mă duc la sală. O să vedeți în acest clip de ce nu am fost la sală, ce probleme am întâmpinat și bineînțeles o să vedeți toate mesele de săptămâna aceasta și cântarul oficial la sfârșitul săptămânii. Dar haideți să o luăm în ordine cronologică cu fiecare zi a săptămânii de luni până vineri, ca să vă inspirați și să vă motivați și să învățați o grămadă de lucruri interesante despre slăbit și despre masă musculară. Bună dimineața! Începem săptămâna 26 din singura transformare live documentată din lume cu o cafea să mă ajute să mă trezesc bine. O să îndulcesc cu o linguriță generoasă de miere de rapiță, pentru că este extraordinar de sănătoasă și nu schimbă gustul cafelei. Cafeaua are gustul exact ca și când aș fi pus zahăr, da? Dar are mult mai multe beneficii mierea de rapiță. Aici avem păstură, o să iau o linguriță de păstură, două lingurițe de ApiComplet, suplimentele mele apicole, pentru că este singura dietă cu suplimente apicole, singura dietă apicolă din lume. După ce o să termin cafeluța, o să coborâm jos să facem micul dejun și apoi voi încerca să fac o oră de mers, după care vreau să mă duc la sală, să bag o oră de antrenament cu greutăți și apoi ne întoarcem acasă să mai mâncăm ceva și să mai facem încă o oră sau chiar două de mers, pentru că vreau să slăbesc și săptămâna asta foarte mult. S-a făcut ora 11, iar pentru micul dejun mi-am tăiat aici foarte multe legume. Avem castravete de la noi din grădină, avem o roșie foarte, foarte bună, cu 3 feliuțe de brânză de oaie, telemea, din asta, cumpărată de la cineva de aici, foarte, foarte bună și brânza asta. Este sărată, are vreo 300 de calorii pe 100 de grame. Aici avem jambon de curcan de la Mataki Macelaru. Haideți să vedem cum punem, ia uitați ce felii mari. Le dau așa în două. Da? Punem 3 felii din astea. Oricum avem foarte multă proteină aici, avem peste 40 de grame de proteină și asta este micul dejun, prima masă a zilei. Ia uitați urșilor, am ieșit de la cumpărături de la Carrefour, am dat 452 pe coșul ăsta, incredibil de scumpe. N-am mai fost la nicio sală astăzi pentru că m-am enervat, am stat foarte mult în trafic. Am făcut iar vreo 50 de minute de la Băbeni până la Vâlcea pentru că se asfaltează și în Băbeni și în Vâlcea. Și mi-am ieșit din Pepeni și a terminat și m-am asistat serviciu, am luat-o, am făcut cumpărăturile și acum mergem înapoi acasă să mai facem pași. Și vreau să mănânc o înghețată din asta până ajung acasă. Oreo, ia să vedem cum e. Mamă, în premieră națională, n-am mai mâncat până acum Oreo. Da, foarte bună. Super, super bună. Haideți să vă arăt urșilor cu ce am sărbătorit în weekend după ce am filmat sâmbătă. Ia uitați, am mâncat toată cutia asta singur, de mini brownies de la Lidl, foarte, foarte bună. 8 bucăți, 240 de grame, haideți să vedem câte calorii a avut. Ia uitați aici, 30 de grame, vedeți, o bucată, adică 129 de calorii. 130 de calorii, o bucățică din aia și au fost 8. Deci, 100 de grame, 430 de calorii. Și are, cât am zis că are? 240 de grame. Mamă, mamă, deci au fost peste 1000 de calorii aici, într-o din asta și am mâncat-o foarte ușor, credeți-mă. Într-o oră n-am avut ce. Sunt o bucățele din ele așa micuțe, două guri și terminat bucata. Dacă mă urmăriți pe Instagram și pe Facebook, știați deja lucrul acesta, pentru că acolo la story-uri postez ce mănânc și în weekend, așa că dați-mi un follow și pe Instagram și pe Facebook la MiereTVO. Și am mai sărbătorit cu o porție mare de cartofi prăjiți, cu sos de usturoi de la KFC, cu ketchup și cu niște pulpe de pui. A fost delicios. Cartofii aia au fost delicioși și cu sosul ăla de la KFC și cu ketchup, deci ceva extraordinar. Mi-am făcut poftele weekendul acesta, am mâncat tot ce am vrut eu, am mâncat și dulciuri, am mâncat și cartofi prăjiți și sosuri de usturoi cu maioneză, chestii care au foarte multe calorii. Cu toate că ați văzut că am mâncat dulciuri săptămâna trecută, mănânc în fiecare zi dulciuri, adică nu este problema de lucrul acesta. Dar am început să am pofte din ce în ce mai mari pentru că slăbesc din ce în ce mai mult. V-am mai spus și în alte clipuri, cu cât slăbești mai mult și cu cât grăbești slăbirea, pentru că eu acum cam grăbesc slăbirea, vă dați seama, 1 kg 100 pe săptămână e destul de mult. Cu cât slăbești mai mult, cu atât ai pofte mai mari și corpul își cere, da? și faci alegeri neinspirate. În loc să mănânc mai multe lucruri care sunt bune, să mănânc mai multă mâncare sănătoasă, am mâncat prostii, pentru că asta este. Cresc poftele. În momentul în care slăbești foarte mult, poftele cresc și ți este din ce în ce mai greu să te abții. De aceea vă recomand să nu grăbiți slăbirea niciodată. Și ați văzut că mănânc foarte mult, adică unii pot spune că mănânc foarte mult și cu toate astea eu vă spun că mănânc puțin. Din moment ce slăbesc 1,1 kg pe săptămână, fraților, înseamnă că am mâncat mai puțin, am mâncat foarte puțin față de cât îmi trebuie mie și față de cât efort fac eu zilnic. Nu contează că ție ți se pare că eu mănânc mult. Atât timp cât slăbesc atât de mult, e clar că am mâncat prea puțin. Și când mănânci prea puțin, asta se întâmplă. Poftele îți răscolesc mintea și nu mai poți să te abții. Am mai mâncat și niște ciocolate din alea de-a lui taică-meu din Bulgaria, care mi le-a dus din Bulgaria, deși nu-mi plac. M-am trezit sâmbătă noapte, m-am trezit să mănânc ciocolate, vă dați seama. M-am trezit la ora 5 de dimineață și mi-era poftă de ciocolată și am mâncat vreo 3-4 bucățele din alea de ciocolată. Și ieri am mâncat drăciile astea, duminică, da? Am mâncat drăciile astea de brownies. Și am observat că nici nu mai mă odihnesc foarte bine. Nu mai pot să dorm 8-9 ore pe noapte. Somnul este afectat. În momentul în care am început să slăbesc atât de mult în fiecare săptămână, deja se simte la somn. Nu mai mă odihnesc atât de bine. Și chiar o să fac un clip despre lucrul acesta. Bine, dacă vedeți acest clip, probabil că voi deja ați văzut și clipul respectiv, pentru că am văzut o transformare a Rains Fitness Academy și vreau să fac un clip despre el și despre cum abordează transformarea lui și să vă dau mai multe sfaturi în legătură cu slăbitul ăsta prea brusc, cu slăbirea asta agresivă. Vreau să mai mănânc niște fructe din astea. M-am băgat direct să fac pași. Deci vreau să vă spun că nu mai mă duc la Vâlcea la sală, cel puțin săptămâna asta, până nu termin ăștia cu asfaltatul. M-a terminat, pe am plecat la 12 de acasă și acum este ora 3. M-am întors în 3 ore până la Vâlcea, la cumpărături și înapoi. Deci nu, n-ai cum așa ceva. Astăzi am fost ca să iau și pe... Am asistat de la serviciu, dar de mâine o să lucrez de acasă și nu mai mă duc să iau. Și așa că nu mai mă duc nici la sală. Nu mi-am făcut abonament, așa că este totul ok. O să încep săptămâna viitoare. Pentru că dacă stau câte 2 ore pe drum, ca să mă duc până la Vâlcea și înapoi, înnebunesc. Înnebunesc, mai ales pe căldurile astea. N-ai cum. Dar nu nimic. Eu sunt încrezător că putem slăbi. Și săptămâna asta, doar cu mers, da? Cum am slăbit și săptămâna trecută. Mamă, cât de bune sunt astea. Zmeaura asta este extraordinară. Și așa fresh, proaspătă de la tine din curte, nu se poate compara cu nimic. Nu se poate compara cu nimic. Și mai încolo mâncăm pepene. Am cumpărat pepene. Este timpul pentru a doua masă pe ziua de astăzi, urșilor. Avem ultima porție de varză, de mâncare din asta de varză. Avem aici șorici, avem cârnați, avem carne de porc, avem o grămadă de proteină. Și o să mănânc cu niște ardei din ăsta iute, în oțet, făcut de taică-meu. Ia să vedem noi, să punem așa peste. Varza e foarte bună, are foarte puține calorii, până în 30 de calorii și puteți mânca câteva sute de grame, vă luați 100-150 de calorii. Numai că, eu am pus multă carne din asta grasă și șorici, dar dacă faceți cu cărnița mai slabă, nu aveți probleme, puteți mânca foarte multă mâncare de varză. E foarte bună pentru slăbit. O să mănânc cu 3 feluțe de pâine din asta neagră, de la Velpitar, da? Și după ce o să mănânc, o să facem o pauză de la pași. Am făcut până acum 7.000 de pași și vreau să mai fac încă vreo 7.000 sau chiar 10.000, să trecem de 2 ore de mers. Fac 7.000 de pași într-o oră. Așa că dacă trec de 14.000 de pași, înseamnă că trec de 2 ore de mers. Exact ca săptămâna trecută, așa vreau să o țin și săptămâna asta. Nu uitați să faceți și voi pași, pentru că e cea mai ușoară formă de cardio și ardeți foarte multe calorii. Oricine poate să facă pași, să meargă, da? Chiar dacă ești obez, chiar dacă ești în vârstă, nu contează. Și ardeți foarte multe calorii. Nu uitați să mâncați multe legume, multe fructe și este foarte ușor de slăbit. Vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă. După varza aia merge o bere. Haideți să bem o bere din asta, bira moretică, nu știu dacă am băut până acum. Am cumpărat astăzi de la Carrefour. Și apoi să stăm un pic în pat și apoi să facem următoarea sesiune de cardio până la a 3-a masă. Ia uitați, urșii mei, avem aici diplomele de licență de la facultate. Ia să vedem cu cât am terminat eu facultatea. Cu 9.50 și masterul. Ia să vedem aici. Tot 9.50. Îmi trebuie diplomele astea pentru că mă înscriu la un curs de fitness, de antrenor de fitness în cadrul Federației Române de Culturism și Fitness. Vreau să fiu atestat, să fiu certificat și văd că nu am diploma de BAC. Dar asta e că aia nu trebuie, dacă am astea de licență și master, diploma de BAC nu trebuie. Acolo am luat 9.30, media totală. Am pregătit dosarul, o să-l scanez și o să-l trimit pe mail să mă înscriu, pentru că anul ăsta vreau să-mi fac cursul de antrenor de fitness. Ok, ia uitați cum arată. Nu știu dacă se vede prea bine, pentru că bate soarele ăsta, dar arată super, super bine și au foarte multă carne. Asta este a treia masă pe ziua de astăzi, a treia masă cu proteină pe care o mănânc. Este ora 8 și o să mai am o masă cu proteină astăzi, pe la ora 11 seara, da? S-a făcut ora 12 noaptea urșilor și avem aici ultima masă pe ziua de astăzi. O să o iau la 12 noaptea pentru că m-a ținut foarte bine mâncarea de dinainte. Pastele acelea m-au ținut foarte, foarte bine. Tot nu mi-este foame, dar vreau să mai mănânc și după aia să mă bag la somn. Vreau să iau și a patra servire cu proteină. Avem aici o banană, am luat-o din frigider, dar nu cred că e stricată. Pur și simplu și-a schimbat ea așa culoarea. Și aici avem o pudră, doamne, o budincă proteică. Mie nu-mi plac pudrele proteice, nu-mi plac shake-urile sub nicio formă. Și avem aici o budincă proteică cu 40 de grame de proteină. Asta o să fie proteina de la ultima masă. Am mâncat foarte multă proteină astăzi. De fapt, în fiecare zi mănânc multă proteină. Am mâncat și foarte multe calorii în weekend. Probabil că de asta nici nu mi-este foame. Și astăzi am mâncat foarte multe calorii. Am mâncat chestii care sunt foarte bogate în calorii. Dar nu este nimic, am făcut și foarte mult sport. Am făcut 15.000 de pași astăzi. Am ars 1000 și ceva de calorii. Este foarte bine. O să mănânc budinca asta proteică, da, și banana și apoi o să mă iau laptopul și o să mă bag în pat, să mă odihnesc, pentru că mâine o luăm de la capăt. Bună dimineața! Haideți să facem cafeluța cu o linguriță de miere de rapiță și să ne luăm suplimentele apicole și apoi să putem începe ziua așa cum trebuie, să coborăm să ne facem și micul dejun mai încolo, să facem și o grămadă de pași, pentru că trebuie să slăbim și săptămâna asta foarte mult. Mi-am luat aici o pungă de M&M's, am zis că mănânc și eu câteva. Și ce să vezi, am terminat-o pe toată. Este goală punga. M&M's din astea crispy sunt foarte, foarte bune. Și prostia este că a fost o pungă de 200... Stai să vă arăt aici. 213 grame, da? Nu a fost o pungă din aceea micuță. Are destul de multe calorii. 485 de calorii. Deci punga asta are undeva la 1000 de calorii. Așa că am comis-o din nou urșilor. Sunt foarte periculoase dulciurile astea, mai ales dacă sunt la pungi mari, pentru că riști să le mănânci pe toate. De aceea cel mai bine este să-ți iei porții mai mici de ciocolată, da? De 20-30 de grame, 40 de grame, nu pungi așa mari de 213 cum i-am luat eu. Asta este, vom încerca să facem astăzi vreo 20.000 de pași, să ardem toată punga asta și să sperăm că o să slăbim. Bun, mi-am pregătit aici micul dejun, am luat mai târziu astăzi micul dejun ca de obicei, pentru că am mâncat prostiile astea de aici de M&M's, da? Avem așa, avem două feliuțe de pâine integrală, avem câte 3 feliuțe de șuncă din asta de curcan pe fiecare feliuță de pâine. Mi-am făcut aici niște ouă, 2 ouă cu 2 ciuperci alergate așa în tigaie, am pus și puțină brânzică de oaie în ouă, le-am bătut bine și după aia le-am pus peste ciuperci, da? După ce s-au călit un pic ciupercile. Vedeți că ciupercile au prins așa o culoare faină. Aici am luat prima roșie de la noi din curte, din solar, roșie mare, vedeți cât de multă roșie am pus. Și aici avem o ceapă tot de la noi din solar, o ceapă din asta proaspătă. Am încercat să pun cât mai multe legume, pentru că sunt foarte sănătoase legumele și au foarte puține calorii. Avem proteină suficientă, după cum puteți vedea, și pâinea are proteină, da? Și ouăle, 2 ouă au 12 grame de proteină, ciupercile au proteină, brânzica de oaie care am pus-o în ouă are proteină, mușchiul ăsta, jambonul ăsta de curcan, la fel, are proteină. Carbohidrați mai puțin decât 2 feliuțe de pâine astăzi, pentru că am mâncat foarte multă ciocolată, așa că nu am nevoie de foarte mulți carbohidrați, și cât mai multe legume, pentru că acestea au vitamine și minerale, da, și fibre. Poftă bună vă doresc. Eu o să mănânc masa asta, o să stau un pic și după aia mă bag să fac foarte mulți pași, să ardem toate caloriile astea în exces de la M&M's. Doamne urșilor, cât de cald este afară. Facem cardio, facem mers și vreau să spun că este foarte cald, este un soare foarte puternic, dar nu este nicio problemă pentru că mă bronzez și dau așa ture în curte, da, mă învârt ca un pui la rotisor, așa că nu mă va lua soarele decât pe o parte, să mă prăjesc decât într-o zonă și lucrul acesta îmi permite să mă bronzez frumos fără să mă ard, da? Uitați, acum ne întoarcem, mai pe partea cealaltă. Adică exact ca un pui la rotisor, înțelegeți? Și este foarte, foarte fain. Plus de asta nu fac nici foarte mult, gen 30, 40, 50 de minute și după aia mă opresc, după aia mai fac o sesiune mai încolo. Acum este ora 3, trebuie să fac o pauză pentru că am ajuns deja la 7000 de pași. Am mers o oră, m-am bronzat super tare, am transpirat, mi-este foarte cald, sunt fleașcă și vreau să fac o pauză de fructe, de hidratare și de vitamine. Ia uitați aici, avem 1 kg de pepene. Mi-a tăiat mamasita, șeful bucătar, într-o caserolă din asta și este extraordinar, credeți-mă, este rece, este de la frigider, este foarte, foarte bun și are foarte multă apă pepenele și foarte puține calorii. De fapt, fructele în general au foarte puține calorii tocmai pentru că au un conținut foarte mare de apă, da? Undeva peste 80%, pepenele are chiar peste 90% apă și are decât 30 de calorii pe 100 de grame, ceea ce înseamnă că poți să mănânci 1 kg și să-ți iei decât 300 de calorii. Ceea ce este fantastic. Ia uitați, urșilor, ce avem aici. A făcut șeful bucătar o ciorbă. Ia uitați, cu carne din asta afumată, cu oase afumate. Mamă, mamă, ce nebunie. Proaspătă acum. S-a făcut ora 5. Ia uitați. S-a făcut ora 5 și trebuie să iau a doua masă cu proteină pentru că deja s-a făcut târziu. Bine, astăzi m-am trezit și mai târziu, am mâncat și prostilele de M&M's de dimineață și vă dați seama, 1000 de calorii, mi-au dat foarte multă energie, ciocolata aia și na. Plus de asta am făcut foarte mult efort, deja am făcut până acum, până la ora 5, am făcut 15.000 de pași, ceea ce este extraordinar de bine, da? Și la fel, foarte mare căldură, plus că am făcut pașii ăștia. Efectiv, n-am avut poftă de mâncare. Am mâncat și pepene, ați văzut, am mâncat și 1 kg de pepene, am băut și foarte multă apă, foarte multe lichide. Deci, na, am împins cam mult masa asta. S-a făcut ora 5, după cum vă spuneam, și trebuie totuși să luăm o masă cu proteină, ceva clasic, ceva ce mănâncă toți românii, da? Peste 90% din români mănâncă ciorbă, fără mâncăruri fandosite, ceva tradițional, ceva ușor, da? Ciorba conține foarte multă apă, o să ne punem și o bucată din asta de carne, haideți să ne facem o porție și să vă arăt. Aici mamasita face fasolea verde pentru că am cules, a cules foarte multă din solarii, ia uitați, cum îi merge mâna, bam, bam, bam. Super tare. Haideți să-mi pun o porție, că încă mai este caldă ciorba asta și să mâncăm. Ia uitați, mi-am pus o porție aici, avem și 2 felițe de pâine, ca să mănânc carnea cu ea. Avem 2 bucăți de carne, mi-am pus, avem foarte multe legume, avem fasole din asta verde de la noi din curte, avem morcov, avem cartof, avem roșii din astea, avem ceapă, avem ardei gras, ia uitați, ăsta roșu e ardei gras, da? Foarte, foarte multe legume, dovlecel, avem franjuri din astea de ou, avem 2 bucăți de carne, după cum v-am spus, pentru că m-am uitat la carne și nu prea are așa multă cărniță, are mai mult os. Și asta o să fie masa mea de acum, de la ora 5, a doua masă pe ziua de astăzi. Vă urez poftă bună și ne vedem la următoarea masă. A făcut ora 9:30 seara, urșilor, și avem aici o mâncărică de fasole verde. E foarte bună mâncarea asta de fasole verde pentru că are foarte puține calorii, maxim 30 de calorii are fasolea verde, da? Și este făcută cu carne de pui, pulpe de pui dezosate, mi-am pus 3 pulpe de pui aici, ia uitați, nu are grăsime, grăsime foarte puțină, deci este o mâncare foarte, foarte bună pentru slăbit, foarte, foarte puține calorii, aveam și multă proteină, asta o să fie a 3-a masă cu proteină pe ziua de astăzi, o iau cam târziu, dar m-am declarat așa puțin cu mesele. Aici avem castraveți murați în saramură, de la noi din Solar, sunt foarte buni. Și aici avem 2 felițe de pâine Graham. Trebuie să mai stăm puțin și după aia să plecăm la stup pentru că trebuie să-i mutăm. Și probabil ultima masă o să o iau la noapte târziu pentru că o să ne întoarcem în noaptea asta spre dimineața așa. Să vedem dacă o să mai mănânc. Vă arăt oricum. Urșilor, sunt foarte buni castraveții ăștia de vară. Acum făcuți așa în saramură, îmi plac foarte, foarte mult. N-am mai mâncat de mult timp. Iar aici am observat pe filmare că se vede așa grăsime. Am întrebat șeful bucătar dacă a pus ulei, dacă a pus grăsimea, zis că n-a pus deloc. Probabil că este de la pulpele astea și ori mai fi lăsat ele grăsimea. Dar oricum nu-i problemă. Eu aș fi preferat oricum o carne de porc afumată, care oricum era mult mai grasă. Bună dimineața, urșilor! Nici nu știu cum să vă zic, dar eu nu am dormit deloc azi noapte, pentru că am mutat stupii azi noapte. Stupii se mută noaptea, în caz că nu știați. Așa că nu am dormit absolut deloc și este 7:30 acum dimineața. Am ajuns acum o jumătate de oră acasă, m-am pus în pat, am încercat să dorm, dar nu mai am somnul. Mi-este foarte foame. Am mâncat ieri destul de puțin, ați văzut, n-am mâncat decât 3 mese. Și acum este timpul să-mi fac niște sandvișuri. Mi-am luat cașcaval din ăsta afumat, să vedem cum e, de la Hochland. n-am mai mâncat din ăsta. Eu mâncam din la boschetar, la țiplă. Avem aici pâine cu făină Graham de la Carrefour, mi-am pus 3 felii. Aici avem mușchi țigănesc. O să punem toată folia asta de 100 de grame de mușchi țigănesc, da? 2, 4, asta are decât 5 felii. Pe a treia punem decât o felie, da? Și o să punem și niște cașcaval. 3 feliuțe de cașcaval, o feliuță pe fiecare felie. Și o să mâncăm ceva acum și apoi ne băgăm la somn, da? Pentru că n-am dormit absolut deloc, am condus toată noaptea, sunt obosit. Știți cum mă simt? Zici că am slăbit 2 kg, așa mă simt. Ieri am mâncat destul de puțin, ce-i drept, și... Ok, deci o să mănânc masa asta, ne băgăm la somn și ne revedem, nu știu, la prânz, când o să fie dimineață pentru mine. Mi-am stricat de tot programul. Eu nu știu cum să mă exprim acum. Bună dimineața, urșilor! Bună dimineața pentru mine, bună ziua pentru voi, pentru că este ora 1 după masă acum. Am reușit să mă trezesc, sunt așa adormit, sunt vai de capul meu, sunt dat peste cap complet. Avem aici o cafeluță, o să punem o linguriță de miere de rapiță generoasă, după cum puteți vedea. O să mâncăm păstură, o să mâncăm ApiComplet și aici mi-am luat de jos, de la mine din magazie, un baton proteic, da? Și 2 banane. Avem 20 de grame de proteină, avem și 2 banane, o să le mănânc acum la cafea. Mai avem proteină și de aici, de la păstură și de la ApiComplet. Și după aia încercăm să ne punem în mișcare, da? Pe la 2, așa, să vedem, că e foarte cald și astăzi, să vedem cum facem. Dar vreau totuși să fac niște pași și după aia să mai facem o pauză, să mai mâncăm, după care iarăși să facem niște pași. Adică nu-i fac toți odată, înțelegeți? Mă duc în fiecare zi în 15, 16, 17.000 de pași și asta înseamnă că fac peste 2 ore. Așa că nu merg în continuu 2 ore. Îi fac în vreo 2-3 sesiuni. S-a făcut ora 3, aproape am terminat prima sesiune de cardio, mai avem foarte puțin și mâncăm niște fructe, da? Opa, era să-mi cadă. Se fac astea așa pe rând. Mănânc în fiecare zi câteva bucăți de zmeură. Sunt extraordinare. Mai facem foarte puțin cardio și terminăm prima sesiune și apoi mergem să mâncăm. Mamă, cât de bune sunt. Așa fresh. Direct din grădină de la mine. Mamă, ce multe s-au făcut azi. Văd că sunt mai multe decât în zilele trecute. Da, superb arată. Vă place zmeura? Mi se pare extraordinară. Extraordinară mi se pare zmeura asta. Ha, mă, focalizezi. Foarte faină. Încă o burtică de zmeură și după aia mergem să luăm... nici nu mai știu a câta masă e. A 3-a, cred. Dacă o punem și pe aia de dimineață, de la ora 7, este a 3-a masă cu proteină. Mamă, cât de mare e asta. Ia uitați. Fain. Uite, mai avem aici. Da. Ia uite ce coapte asta. Ia uite ce coapte. Facem așa câteva sesiuni de antrenament de cardio pentru că e foarte cald afară, da? Foarte, foarte cald. Și nu pot să fac foarte mult, mai ales acum la ora asta. E o căldură de te rupe. Ia uite. Ia uite, asta trebuie să se facă și merele astea de vară. Abia aștept să se facă, să mâncăm. Ia să vă arăt aici și prunele, prunii. Trebuie să se facă și prunele, mă, fraților, să mâncăm prune. Ia uitați, hai mă, focalizezi, ia al naibii. În fine, da, avem și prune. Avem foarte mulți pomi fructiferi. Am plantat peste 100 de pomi fructiferi. Aștia sunt cireșii, aia mici care s-au terminat. Aici avem, ce avem aici? Tot prun. Da, tot prun avem aici. Ia să vedem. Da, prune sunt. A, nu știu de ce vrea să focalizeze asta. Aici mai avem măr. Și în spate avem foarte mulți pomi fructiferi. Avem peste 100 plantați în spate. Dar sunt mai tineri. Tot măr. Aici avem un păr mare, frumos. Face asta o grămadă de pere. o grămadă de peria, uitați acolo, da. Nu prea se vede. Nu prea se vede. O să vă arăt când o să se facă. Dacă nu, cumva o să termin cu perioada asta de slăbit. Dar mai scot eu clipuri. Vă mai arăt ce mai fac. Vă mai țin eu la curent. S-a făcut ora 3:30, iar aici șeful bucătar îmi pregătește pepene. Îmi pregătește o caserolă de 1 kg de pepene. Și aici, până se face ciorbița, da, până se încălzește ciorbița, avem 3 feliuțe de pâine cu pateu. N-am mai mâncat pateu de, cred că, 2-3 ani, urșilor. Ia uitați. Pateu Scania, Sibiu. Pateu de porc. Și o să-l mâncăm cu castraveți din asta de la Saramură. Este extraordinar. Nu știu dacă ați încercat combinația asta. Eu știu de mult timp, de când eram mic. Și cu roșie merge pateu, dar cu castraveți din asta de la Saramură este extraordinar. Doamne, ce bunia. N-am mai mâncat de 2-3 ani, v-am zis. Combinația asta șmecheră. Super, super bun. O să mâncăm, cred că, vreo 2 felii, sau poate chiar toate 3 feliile, și nu mai mâncăm la ciorbiță pâine. Sau poate îmi păstrez o felie de pâine și pentru ciorbă, să vedem. Mamă. Bun rău. Trecem la a doua felie. M-am uitat pe etichetă să vedem câte calorii are. Are 215 calorii, vedeți? 215 calorii pe 100 de grame și asta are 120 de grame. Am mâncat aproximativ 100 de grame. Nu cred că mai mănânc pe asta, mi-ajunge. Felia de pâine a treia o să o păstrez pentru ciorbă. Ia uitați aici ciorba. Da? Cu carne afumată de porc. Bine, nu are așa multă carne, dar nu e problemă. Cu multe legume. V-am mai arătat-o eu și ieri, da? Asta o să fie a treia masă pe ziua de astăzi. Poftă bună, vă doresc tuturor. S-a făcut ora 6:30, am făcut până acum 10.000 de pași, dar vreau să merg astăzi 15.000 de pași până diseară, însă acum este momentul pentru a 4-a masă pe ziua de astăzi, sau mă rog, o gustare, depinde cum vreți să-i spuneți. Avem aici 1 kg de pepene, nu avem proteină de la masa asta, așa că o să trecem ca o gustare, dar practic este a 4-a masă pe ziua de astăzi, da? Și vreau să mai am încă 2 până mă culc, până diseară la 12:01 noaptea. O să mai avem încă 2 mese cu proteină și o să ajungem la 5 mese cu proteină plus gustarea asta. Avem aici 1 kg de pepene, 300 de calorii, foarte puține calorii, vitamine, tot ce trebuie, da? Nu uitați să mâncați fructe în loc de dulciuri, mai ales la desert sau între mese, pentru că sunt foarte slabe în calorii și sunt foarte sănătoase, da? S-a făcut ora 8 și avem aici a 4-a masă cu proteină. Pe lângă cele 4 mese de până acum am mai luat și o gustare, ați văzut pepenele acela, 1 kg de pepene. Avem o mâncărică de fasole verde, foarte slabă în calorii, exact cum am mâncat și ieri. Avem vreo 3-4 bucățele de pulpă de pui pe aici, dezosată și fără pieliță. Da? Este foarte bună fasolea asta verde. Mâncați legume, urșilor, mâncați mâncăruri din astea, mâncați ce vreți voi, până la urmă, adică faceți-vă legumele cum vreți voi, fie la tavă, fie în mâncare gătită, fie că le mâncați crude, în salată, nu mă interesează, mai mâncați multe legume și multe fructe, pentru că astea sunt viață, astea au foarte puține calorii și fac să slăbiți. Eventual mâncați-le și așa, murate, da? Aici avem castravete murat, saramură, încă 2 filiuțe de pâine, graham. Și asta este a 4-a masă, masa de la ora 8. Revenim mai încolo cu ultima masă pe ziua de astăzi. Poftă bună! S-a făcut ora 12 noaptea și pentru a 5-a masă cu proteină și a 6-a masă pe ziua de astăzi avem aici o budincă proteică cu 40 de grame de proteină, are 400 de grame, deci are ceva cantitate, da? Este foarte gustoasă, are 330 de calorii și lângă avem o piersică, n-am mai mâncat piersici anul ăsta, cred, și o banană. Pentru că avem nevoie și de fructe, da? Sunt foarte importante și fructele. Și asta este ultima masă pe ziua de astăzi. Încheiem ziua cu 6 mese. Niciodată n-am mai mâncat atât de mult. Atâtea mese. V-am mai zis și în alte clipuri, asta înseamnă să fii obosit, să lipsa somnului, să dormi foarte puțin. Trebuie să suplimentezi cu mai multe calorii, da? Astăzi am mâncat mai mult, ieri am mâncat mai puțin. Încă un factor care a determinat să mănânc astăzi mai mult. În momentul în care mănânci mai puțin într-o zi, compensezi la un moment dat, da? Următoarea zi mănânci mai mult. Sau dacă mănânci într-o zi mai mult, la fel, următoarea zi poți să mănânci mai puțin. Și v-am mai zis, plus lipsa de somn, foarte important somnul, de aceea încercați să dormiți cât mai mult, măcar 8 ore pe noapte, este foarte important. Aici ne uităm la Band of Brothers, e un film foarte șmecher, un serial. L-am mai văzut prin 2006 sau 2008, acum îl văd iarăși. Așadar, încercați să mâncați de 3, 4, 5 ori pe zi, să aveți mese cât de cât micuțe, să nu mâncați foarte mult odată, să stați toată ziua nemâncați și așa mai departe, da? Încercați să aveți mese regulate, mese mai micuțe, mai dese, pentru că este mult mai bine, nu vă veți mări nici stomacul, încercați să consumați multe legume, multe fructe, încercați să consumați proteine la fiecare masă, măcar 30-40 de grame de proteină la fiecare masă, să nu fiți într-un deficit caloric prea mare și veți putea slăbi și să puneți masă musculară în același timp. Vă urez poftă mare și noapte bună! Bună dimineața sau bună ziua, pentru că și astăzi m-am trezit la ora 1, haideți să facem o cafeluță, să ne trezim bine și apoi să vedem ce mâncăm, să ne facem micul dejun, să începem să facem pași, exact așa cum am făcut în fiecare zi. O să luăm și produsele apicole, da, suplimentele mele apicole, o linguriță de păstură, 2 de ApiComplet, am îndulcit cafeaua cu o linguriță de miere și asta este ritualul meu de dimineață, să știți foarte bine. Ia uitați, au venit sticluțele noi nouțe, să facem siropurile proaspete pentru voi. Aici avem borcane mici, uitați cât stativele sunt, și aici avem borcane mari. Mamă, cât de mare stativul ăsta! Toate ambalajele sunt noi, pentru a pune cele mai bune produse apicole, produsele noastre premium, proaspete în fiecare săptămână pentru voi. Paleții ăștia de borcane sunt mai nați decât mine, ia uitați. Mamă, cât de mari sunt. Sunt foarte, foarte înalți, da? Super tare. Am băut cafeluța urșilor, este timpul pentru prima masă pe ziua de astăzi. S-a făcut ora 2, a trecut o oră de când m-am trezit. Am pus aici 3 feliuțe de pâine graham, am pus câte o feliuță de mușchi din ăsta țiganesc de la Mataki Macelaru, 2 feliuțe de cașcaval din ăsta afumat de la Hochland, o feliuță de cașcaval din la boschetar la țiplă tot de la Hochland și aici avem foarte multe legume. Am tăiat vreo 3 roșii de la noi din curte, o ceapă tot de la noi din curte, un castravete tot de la noi din curte, din solar și niște brânze de oaie de la cineva, niște ouă tot la fel bio de la cineva de aici, de la un vecin, 2 fierte, un mic dejun mare, pentru că avem nevoie de energie și apoi ne băgăm să facem pași, foarte mulți pași și astăzi, da? Și vreau să fac și niște flotări, vreau să fac vreo 3-4 serii de câte 20 de flotări, pentru că nu am mai ajuns la sală nici săptămâna aceasta. Am terminat de mâncat urșilor, vreau să vă arăt cât mi-a rămas, pentru că n-am reușit să termin tot. A fost foarte mult brânză aici și sărată. A mai rămas și un sfert de ceapă și jumătate de felie de castravete. În rest am mâncat tot, a fost foarte bun. Ia uitați cultura noastră de dovlecei din fundul grădinii. Ci că avem aici pe primele 2 rânduri zucchini, dovlecei din aceia mici. Mamă ce faci, abraziv sunt, ce mă înțeapă. Ia să vă arăt aici un dovlecel, ia uitați-l. Asta e de la zucchini, da? Pe 2 rânduri și în spate. Celelalte rânduri avem din aia de băgăm la copt, dovlecei turcești, dovleci de aia mari. De sunt foarte bune dacă îi bagi la cuptor să-i coci. Sau să faci plăcintă cu ei. Dar plăcinta cam îngrașă. Mai bine mâncați așa direct copți. Dovlecei, nu contează sortimentul lor, fie că sunt din ăștia zucchini, fie că sunt din aia de copt, au decât 30 de calorii pe 100 de grame. Adică mănânci 1 kg și decât 300 de calorii. Iar o ciocolată are 500 și ceva de calorii pe 100 de grame. Gândiți-vă, 1 kg de dovleac are mai puțin, aproape jumătate din 100 de grame de ciocolată. Fantastic! Și aici avem solarile, ia uitați. S-au început să se facă roșiile. Ia să băgăm un zoom. Vedeți? Am mâncat de dimineață, am mâncat mai devreme, adică nu de dimineață, roșii de la noi din solar, superbe. Varză, ce mai avem pe aici? Hai să o întrebăm pe mama. Mama, zici că ești tu negru din ăla pe plantație. Am arătat așa la oameni, bine, nu prea se vede de aici. Mai aproape, mama. Mă duc mai aproape. Aici ce avem castraveți, avem multe feluri, din aia lungi și din aia normali, cornișor. Aici ce ai zis că sapi? Usturoiul? Niște ardei, uite așa, niște usturoi, varză. Ce ardei? Ardei de-astea iuți sau grași? Nu, nu, nu. Capia? Gras. Capia avem un solar acolo, n-ai văzut cum sunt? Sunt așa, ai văzut? Mari? A, uite, uite, uite. Hai că mă duc să-i filmez. Ia, hai să vedem ce avem aici în solar. În primul solar. Wow, avem din asta fasole verde, ați văzut că am acules foarte multă maică mea și a pregătit-o pentru iarnă. Foarte multe pungi le-au opărit. și o să avem acum tot anul să facem mâncărică de fasole verde. Ați văzut că am mâncat și săptămâna asta, e foarte bună, foarte sănătoasă, foarte puține calorii, totul bio, să mănânci de la tine, din solar, este extraordinar. Ia uitați aici, avem ardei capia, ce mari s-au făcut, mamă ce mari sunt. Mai au un pic și încep să se roșească și putem să mâncăm, da? Aici ce este? Leuștean, cred, pe margine, așa. Leuștean. Și mai încolo avem castraveții, ia să vedem. Dar eu sunt dezbrăcat și mă fac, mă ustură, mă sunt abrazive chestiile astea. Sunt dezbrăcat că eu fac mișcare, fac pași. Mamă ce înțeapă al dracu. Ia uitați, sunt micuți ăștia. Și avem și mai mari care s-au făcut. Ia uite asta ce mare. Nu mai bun de mâncat. Am mâncat de câteva zile, tot mănânc. De aici din solar. S-a ocupat aici, nu? De ei. Avem aici alt soi, dar nu-i văd. Din aia mari, lungi. Fabio. În fine, de încolo. Haideți să vă arăt și roșiile. Ia uite-l pe ăsta ce frumos e. Ce ziceți? Mișto. Și e foarte fain să mănânci așa de la tine din grădină, să mănânci bio, să mănânci proaspăt, să știi că nu sunt stropite. Ia uitați aici cât de înalte sunt astea. Deci că sunt în pădurea amazoniană. Așa, și aici în al doilea solar, ia să vedem noi ce avem aici. Roșii, multe tipuri de roșii, roșii din alea rozalii. Ia să dăm aici un click să focalizeze. Vedeți, au chestii din astea așa. Se fac rozalii astea. Ia uite-o pe aia ce mare e. Aici avem alt soi de roșii. Câteva s-au și făcut. Da? Câteva sunt făcute. Ia să intrăm noi așa ușor. A, ce mă glodează și astea. V-am zis, sunt dezbrăcat, sunt transpirat. Am făcut o grămadă de pași, am făcut vreo 10.000 de pași. Și vreau să mai fac. Ia uite-le. Am roșit. Adică v-am zis că de vreo 2 zile mănânc roșii de la mine din solar. Sunt super. Ia uite-le și pe alea acolo, ce roșii sunt. Sunt gata. Și alea de acolo. Și astea pe aici. Aici avem numai roșii. E mai mic solarul ăsta. După cum se poate observa, hai să ieșim. Gata, v-am arătat. Eu sunt flash că v-am zis, mai fac pași acum. Ia uitați cum sunt. Sunt super, super transpirat. Nu prea se vede pe cameră. În fine, mai facem pași și vreau să vă spun că este foarte bine să mănânci lucruri cât mai sănătoase. Să mănânci alimente cât mai naturale, da? Ce găsim în comerț, nu zic că nu sunt naturale și alea, că poate găsești de la țărani, de la, mă rog, de la oameni în piață, dar în supermarketuri ce drept de teroare, cu toate lucrurile astea de import, toate fructele astea și toate legumele de import e teroare. Așa că eu mănânc super, super natural, mănânc multe legume, mănânc multe fructe și o să slăbim foarte tare și o să ne facem corpul mult visat și o să fim super sănătoși. Și vă recomand și vouă să mâncați multe fructe, multe legume, dacă se poate să le luați din surse cât mai naturale și cât mai sigure. Și bineînțeles să mâncați și miere. Ok, v-am arătat grădina noastră, acum este momentul să mai mâncăm niște fructe de pădure, niște zmeură, tot așa direct de la sursă, de la mine din curte. Doamne, ce bune sunt! Foarte bune! Da, ia uitați, nu uitați să mâncați fructe, da? Mâncați fructe că sunt foarte bune. Sunt sănătoase, vă ajută să slăbiți, au puține calorii, au multe vitamine. De aici ne luăm vitaminele, din fructe, da? Nu din ciocolată. Super șmecher. Din tufa asta n-am mâncat până acum și am văzut că s-au făcut multe. Nici nu văzusem tufa asta până acum. O văzusem pe cealaltă, în care am tot mâncat zilele astea. Da. Super, super fain. Foarte mișto arată. Dar nu știu ce are asta, nu focalizează. Hai, drace, focalizează. Doamne, ce ai, mă? Gata, am început să focalizeze, că am pus eu aici degetul. Ia uitați. Fain rău. Bune. Hai, vă las că vreau să bag o burtă de zmeură. Și pe aia să terminăm pașii, să mergem sus să facem un duș, că sunt fleașcă. Deci că am făcut duș. Ia uitați, urșilor, câte zmeură am cules și astăzi. Mâncăm și astăzi niște zmeură de aici din tufa mea, de la noi din curte. Super fain. S-a făcut ora 7 seara și avem aici a doua masă pe ziua de astăzi. Avem o ciorbă, Ia uitați, este fasole verde și în ciorba asta, vedeți? Avem multe legume în fasole, avem și cartofi, avem o din asta afumată, o bucată de os așa afumat, o ciorbă foarte bună. Avem aici două feliuțe de pâine, o să mănânc și cu feliuțele astea de pâine, sunt ultimele două. O trebuie să mai îmi cumpăr niște pâine. Aici avem pepene, avem cred că, nu știu, aproape 1 kg de pepene. Asta este a doua masă, urșilor. Poftă bună vă doresc! S-a făcut ora 10 și este timpul pentru a treia masă pe ziua de astăzi. După cum puteți vedea, mi-am pus un bol cu vârf de fasole verde pentru că este ultima porție, mai rămânea foarte puțin în dita mai oala și n-avea sens. Avem vreo 5 pulpițe de pui, dar bine, jumătăți, da? Doar partea superioară de la pulpe, dezosate, fără pieliță. Știți că v-am mai arătat eu și zilele trecute. Mâine o să pregătească mama Sita niște fasole bătute, așa, fain de tot, cu niște carne afumată și ciolan afumat și cârnați afumați, abia aștept. Și o să meargă foarte bine și cu castraveții ăștia în saramură. După cum puteți vedea, am și un castravete în seara asta și de mâine o să mâncăm castraveții ăștia cu fasole, abia aștept. Bineînțeles, fasolea o să aibă mai multe calorii decât fasolea asta verde teci, dar asta este, nu-mi fac griji. O să mănânc masa asta fără pâine, o să mănânc masa asta târziu, v-am zis este ora 10 noaptea, dar stați liniștiți că nu o să mă îngraș dacă mănânc noaptea. Ideea este că mi-am dereglat programul de somn, azi m-am trezit la ora 1, prima masă am avut-o pe la ora 2 după masa și de aceea mi-am împins mesele mai pe seară, mai spre noapte, pentru că am făcut și foarte mult efort, însă sunt sigur că nu mă voi îngrășa pentru că nu contează orele la care mănânci, contează în schimb să nu mănânci foarte multe calorii, da? Adică să te încadrezi într-un număr de calorii care să-ți permită să fii într-un deficit caloric și să slăbești. Și bineînțeles să nu mănânci foarte mult la o masă. E bine să ai mai multe mese mai mici ca să nu-ți mărești stomacul, să mănânci din 4-5 ore în 4-5 ore cât o masă cu proteină. Și eu asta fac, da? Respect programul, numai că mă adaptez la alte ore de mâncat. O să iau și a patra masă, după masa asta o să iau și a patra masă peste vreo 3-4 ore, pe la ora 1-2 noaptea, pentru că am văzut că am început să adorm pe la 4 dimineața, 5 și trebuie să mă adaptez și cu mesele, nu am ce să fac. Vă urez poftă bună. Ia uitați, urșilor, am reușit să termin de mâncat. A fost un pic cam mult și drept, mi-am pus cam mult, dar mi-a părut rău să mai las acolo un polonic în tamaioala, de aceea am mâncat și fără pâine la masa asta pentru că am văzut că am o porție foarte mare și dacă mâncam și pâine nu mai puteam să termin toată porția, da? S-a făcut ora 2 noaptea și este momentul pentru ultima masă pe ziua de astăzi. Avem aici o budincă proteică cu 40 de grame de proteină, 400 de grame și decât 330 de calorii și o banană micuță, da? Probabil ați observat că îmi păstrez budinca asta pentru ultima masă, pentru că atunci mă apucă poftele, da? Seara, noaptea mă apucă poftele și bănuiesc că pe toți vă apucă poftele de dulce seara. Așadar, sfatul meu este să vă păstrați vreo 2-300 de calorii pentru ceva dulce seara și dacă puteți consuma o budincă de genul acesta cu multe proteine, este extraordinar pentru că vă asigură și necesarul proteic, are și mai puține calorii decât ciocolata, de exemplu. Da, ciocolata are mult mai multe calorii. Asta are 83 de calorii pe 100 de grame față de ciocolată care are 540 de calorii pe 100 de grame. Și încă un lucru foarte interesant, de ce avem pofte noaptea, seara. V-am mai spus și în alte clipuri din Greșeli în Fitness, avem pofte când nu mâncăm suficient în timpul zilei, da? Când suntem pe un deficit caloric mare sau când am slăbit prea mult, când am slăbit sub greutatea la care se simte confortabil corpul nostru. E bine, și o să ziceți acum, frate, că tu mănânci o grămadă. Așa vi se pare vouă că mănânc o grămadă, că mănânc mult, dar să știți că nu mănânc mult, pentru că dacă ați urmărit seria mea, ați văzut că în ultimele 2 săptămâni de transformare am slăbit foarte, foarte mult, câte 1,1 kg în fiecare săptămână, ceea ce înseamnă că sunt într-un deficit caloric de 1100 de calorii în fiecare zi. Așa că nu mă interesează că vi se pare vouă că mănânc mult, ideea este că eu mănânc mult mai puțin decât ar trebui să mănânc și de aceea apar și poftele de dulce noaptea. Așadar, o mișcare inteligentă este să vă păstrați ultima masă cu ceva bun, cu ceva dulce, înainte să vă băgați la somn și bineînțeles să aibă și proteină, cum are această budincă, da? Gata, vă las, mă bag să o savorez. Vă urez noapte bună, somn ușor, poftă mare și ne vedem mâine să vedem ce mai mâncăm, urșilor. Bună ziua, haideți că am reușit să mă trezesc și eu, este ora 1:30. Hai să facem cafeluța cu o linguriță generoasă de miere de rapiță, să o îndulcim și să consumăm și o linguriță de păstură, o linguriță de ApiComplet, iar aici avem micul dejun gata pregătit, am fost jos să mi-l pregătesc. Avem câte 3 feliuțe de pâine din aceea neagră de Velpitar, câte 2 feliuțe de mușchi țigănesc, ia uitați, și câte o feliuță de cașcaval din ăla Hochland afumat, da? Ia uitați. Și vreo 2 sau 3 roșii, nu știu, că mi le-a tăiat șeful meu bucătar. Roșii de la noi din solar, foarte bune, foarte șmechere. O să pregătim și cafeluța, o să mâncăm și apoi ne apucăm să facem pași și flotări și să facem niște antrenamente. La desert am avut o pungă din asta de M&M's, dar de data aceasta a fost mai mică, de 77 de grame, dar n-a mai fost de aia de 200 și ceva de grame. Asta are vreo 300 și ceva de calorii, până în 400 de calorii. E foarte bun M&M's ăsta, ce să vă zic, îmi place foarte mult. Inițial nici n-am vrut să vă mai arăt punga asta de M&M's pe care am mâncat-o acum, pentru că o să ziceți, cum dracu slăbește-mă asta, frate, mâncând ciocolată. Dar voi nu vedeți imaginea de ansamblu, da? Numărul de calorii, numărul de calorii consumate și cel pe care le mănânc. Iar dieta mea nu este despre a mânca 7, 8, 10 mese cu piept de pui, brocoli și orez. Nu ne pregătim de nicio competiție, suntem oameni normali. Este o dietă pentru oameni normali ce vă prezint eu aici și oamenii normali mai mănâncă și ciocolată, da? Important este să nu ne afecteze slăbirea, important este să scăpăm de obezitate și să mâncăm și dulciuri, să mâncăm ce ne dorim noi, dar să mâncăm cu măsură și să mâncăm foarte multe fructe și foarte multe legume și mâncare sănătoasă. Ce să vă zic, este o dietă mai neconvențională, o dietă în care poți să-ți faci de cap, poți să te simți bine și o dietă care funcționează, pentru că eu deja am slăbit 46 de kilograme. Acum vom vedea dacă voi mai reuși și săptămâna aceasta să mai slăbești ceva. Ia uitați aici ce a făcut mamasita, ce a făcut șeful meu bucătar. Mamă, ce bine arată fasolea asta. Ia să-mi spuneți cum mi-mai place fasolea, cu ciolan, cu cârnați, cu carne afumată. Avem 3 tipuri de carne aici, urșilor. Mamă, ce bine arată. Abia aștept să mănânc. Hai să ne punem o porție și să mâncăm. Ia uitați aici, mi-am pus și o porție. S-a făcut ora 5:30 și este timpul să luăm a doua masă pe ziua de astăzi. Mi-am pus destul de multă carne. Haideți să vă arăt. Ia uitați, avem cârnați. Avem un mezel din ăsta, nu știu exact ce e. Și mi-am pus și o bucată mare de ciolan. Ia uitați aici, toată carnea afumată. A, cred că și asta tot ciolan e, la tăiat așa mai mic. Ia uitați, urșilor. Festin culinar, vă lasă gura apă. Și o să mănânc totul cu ceapă din asta mică, roșie, da, foarte bună, ceapă tânără, o mâiem aici în sare și după aia luăm din fasole. Avem pâine, am fost și am cumpărat pâine proaspătă din asta de Velpitar, pâine intermediară, are și asta multe proteine. Și aici mai avem castraveți murați în saramură, de la noi din grădină, de la noi din solar, ceva extraordinar. Totul se combină foarte, foarte bine și avem și foarte multă proteină și gustul este senzațional. O mâncare mai românească ca asta și tradițională nici că există. Ia uitați aici. Luăm din asta, luăm pâinea. După aia luăm o ceapă din asta. O muiem aici în sare. O basculăm și pe asta. Și după aia luăm cărniță cu fasole. Un deliciu. Înta 10. Poftă bună vă doresc. Ăștia-s leșinați, m-am apucat de a doua ședință de cardio, de a doua sesiune de cardio. Rosto! Rosto! Hai că miște bine. Sunt leșinați cățelușii mei. Ia uite-și pe frumoasa asta, pe frumoasa din pădurea adormită. Ce faceți, mă, cățeluși? Măiuțule! Măiuțule, hai să alergăm, hai să mergem, hai să facem pași, hai să slăbim, că știu, ești o grăsană, o grăsancă ești. Nu vor ăștia, n-ai cu cine, n-ai cu cine, bă, frate, dar n-are nimic, că merg singur. M-am obișnuit, mă uit pe YouTube. S-a făcut ora 9 seara și este timpul pentru a 3-a masă pe ziua de astăzi. Avem 2 feliuțe de pâine pe care le-am uns cu niște pateu. Am pus niște feliuțe de castravete murat în saramură. Aici avem niște șorici și aici avem o salată mare de fructe, da? Ia uitați câte fructe avem diversificate, foarte faine. Asta este a 3-a masă pe ziua de astăzi. Vă urez poftă bună, urșilor! S-a făcut ora 1 urșilor, este timpul pentru ultima masă pe ziua de astăzi, era să și uit să filmez, naiba. Mi-am pus aici 2 feliuțe de pâine, avem 100 de grame de mușchi țigănesc, 2 feliuțe de cașcaval din asta boschetar la țiplă, de la Hochland cu Emmentaler. Și cam asta este și ultima masă de săptămâna aceasta. Ne vedem mâine când mă trezesc și ne vom cântări să vedem câte kilograme am reușit să scot și în săptămâna aceasta. Haideți, urșilor, să vedem ce am făcut săptămâna asta. Să vedem dacă au dat rezultate toate sesiunile mele de cardio, de mers pe jos. Aole, Doamne ajută! Ia să vedem. Hai, mă, pornești? Oh, au dat rezultate! Cum mă focalizează? 98,8! Super tare! Haide încă o dată! Mamă, de la 99,9 săptămâna trecută, acum 98,8. Ia, 98,8. Încă o dată, a treia oară. Ce scrie acum, mergem după aia sus și scriem pe foaia mea. 98,8. Asta e. Mi-a arătat de 3 ori la fel. Super, super tare. Haideți să scriem pe foaia mea, urșilor. Ia uitați, urșii mei, am scris aici săptămâna 26, 98,8 kg. Încă 1 kg 100 și săptămâna asta. De 3 săptămâni dau câte 1 kg 100 în fiecare săptămână și este fantastic. Dacă vreți să vedeți toate săptămânile din sezonul 4 din Otto Slăbește, de când am plecat de la 121 de kg, adică de anul ăsta, vedeți, de pe 3 ianuarie 2021. Și nu numai sezonul 4, puteți să vedeți și sezonul 1 și sezonul 2 și sezonul 3. De când am început eu, de pe 7 ianuarie 2019, de când aveam 146,4 kg, puteți vedea toate clipurile în seria Otto Slăbește să vedeți cât de gras eram când am început. Un rezultat extraordinar și săptămâna aceasta, 1,1 kg și am ajuns la peste 47 de kg slăbite în 2 ani jumate din 2019, de la începutul anului 2019, de când am început aceste vloguri. Am slăbit ușor pentru că am pus și masă musculară în același timp și așa trebuie să faceți, urșilor, dacă vreți să faceți o transformare corporală, să puneți masă musculară și să slăbiți în același timp, trebuie să aveți un deficit caloric mic. Ce-i drept, eu în ultimele 3 săptămâni am avut un deficit caloric cam mare pentru că am slăbit în fiecare săptămână câte 1,1 kg. Asta înseamnă că am fost într-un deficit caloric de 1100 de calorii în fiecare zi. Este un pic cam mult, ce-i drept, și vă spuneam și în alte clipuri să nu grăbiți slăbirea. Eu deja am început să simt niște chestii, adică să nu mai pot să dorm foarte bine noaptea. Acum nu știu dacă este din cauza deficitului caloric foarte mare sau din cauza că a venit căldura asta, a venit un val foarte, foarte mare de căldură în ultimele săptămâni. Plus de asta am mutat și stupii, am pierdut o noapte și m-a dat așa puțin peste cap lucrul acesta. Dar în orice caz nu mai avem mult, mai avem 3 săptămâni și trebuie să ajungem la peste 50 de kg slăbite și apoi încheiem cu transformarea mea live. Apoi o să ne focusăm să facem mai multe clipuri pentru voi, diverse subiecte din greșeli în fitness, analizăm și alți youtuberi, să vă spun părerea mea mai detaliată și să tratăm anumite subiecte în ceea ce privește masa musculară și slăbitul. Vreau să încercăm și o grămadă de mâncăruri și să facem multe clipuri din seria Otto Mănâncă, pentru că îmi voi putea permite să mănânc mai mult. Vă dați seama, dacă am slăbit câte 1,1 kg pe săptămână și v-am zis, înseamnă că am fost într-un deficit caloric de 1100 de calorii în fiecare zi. Vă dați seama că pot să mănânc cu 1100 de calorii mai mult la cât am mâncat săptămânile acestea și să mă mențin, ceea ce este extraordinar. Așa că voi putea mânca mult mai mult, voi putea să mă duc aproape în 4000 de calorii și să mă mențin. Asta, bineînțeles, să continui să fac sport, să fac pași, să fac 15-20.000 de pași. Voi începe să mă duc și la sală, pentru că atunci când voi mânca mai mult, vreau să folosesc această energie, da, aceste calorii, să pun mai multă masă musculară. Și apropo că a venit vorba de sală, să știți că am făcut și câteva flotări săptămâna aceasta, am făcut câteva serii de flotări în câteva zile, ceea ce este extraordinar pentru că, după cum vedeți, masa musculară este aici, da, nu mi-am pierdut-o. Nu uitați să vă antrenați și voi cu greutăți sau cu greutatea corpului dacă vreți să construiți masă musculară, dacă vreți să și slăbiți în același timp, să fiți într-un deficit caloric, dar destul de mic, da, să nu slăbiți mai mult de 1 kg pe săptămână, maxim 1 kg, pentru a putea pune masă musculară și pentru a nu vă resimți deficitul caloric foarte mult și să vă afecteze somnul, să vă afecteze energia de zi cu zi. Încercați să aveți minim 3 mese pe zi, dacă nu chiar 4 sau 5 mese, să distribuiți toate mesele pe parcursul întregii zile, din 3-4-5 ore, în 3-4-5 ore să mâncați, să mâncați ceva cu proteină, bineînțeles. Încercați să mâncați multe fructe, pentru că acestea au foarte puține calorii și vă țin și poftele de dulce sub control. Încercați să îndulciți cafeaua cu miere, pentru că are mai puține calorii decât zahărul și este foarte sănătoasă pentru corp. Încercați să consumați produse apicole, pentru că ați văzut, eu consum în fiecare zi produse apicole și asta mă menține sănătos, mă menține puternic, exact ca un urs. Încercați să faceți cardio în fiecare zi, dar nu cardio la intensitate foarte mare, încercați să faceți un cardio la intensitate mică, cum ar fi mersul. Mersul acesta poate să fie făcut de absolut oricine, și de bătrâni, și de oamenii supraponderali, de oamenii obezi. Este cea mai simplă formă de mișcare și este foarte, foarte folositoare pentru a slăbi și pentru a arde cât mai multe calorii. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like, un comentariu și să vă abonați la acest canal, pentru că pe mine mă ajută foarte mult cu algoritmul YouTube-ului și astfel clipurile mele vor fi recomandate și la alte persoane și vor vedea cât mai mulți oameni transformarea și clipurile și se vor motiva să slăbească și să pună masă musculară în același timp. Vom demonta toate miturile nutriționiștilor și din industria fitnessului. Iar dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook la MiereTVO, pentru că acolo postez zilnic. Iar dacă vreți să vă ajut cu un plan alimentar personalizat, să slăbiți, să puneți masă musculară, tot la fel puteți să-mi scrieți pe Instagram sau pe MiereTVO și luăm acolo legătura. Și bineînțeles, dacă vreți să fiți puternici ca niște urși, exact ca și mine, nu uitați să faceți o comandă de produse apicole de pe site-ul meu www.mieretv.ro, pentru că acolo avem cele mai bune produse apicole din țară, la cele mai mici prețuri, avem zeci de reduceri plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Produsele sunt premium, am câștigat o grămadă de diplome la târgurile naționale și internaționale apicole la care am participat și calitatea este garantată. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!